Deci atunci te-ai parcurs de, să spunem, vreo 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 ani, a continuat studiul asupra acestei populații, să spunem, de tip portughez, din toată planeta. Le-a ieșit foarte rău, deci extraordinar de rău, le-a ieșit lor și spaniolilor, deci practic se știa de existența acestor teritorii, să spunem, locuite de sălbatici, de foarte mult timp. Deci, Africa fusese înconjurată și de egipteni vechi și de romani, se cam știa și de americi, și erau tratate, să spunem, secrete. Vorba vine că secrete, nu era niciun secret să nu se intre peste oamenii ăștia, să-i lăsă în pace. Alții spuneau că nu, domne, să intre la momentul oportun. Dar în mare, când tot se cercetează prin arhivele astea străvechi, la primii, să spunem, colonialiști, se vede totuși că sunt portughezii cu spanioli care au inițiat asta, deci nu le plăcea să muncească absolut deloc, vroiau un trai din ăsta trândav, să spunem, cu multe bogății obținute prin asasinatii, și ofensiva fusese plănuită de mult timp. Nu vreau să se bată aici cu turcii, să spunem, care aveau arme destul de bune, au vrut cumva să omoare oameni din ăștia care se spunea sălbatici, să facă tot felul de teorii despre ei, că erau aduși, că au fost făcuți de zeci de mii de ani ca să fie uciși. Vedeți, sunt teorii foarte groaznice despre populațiile astea în Americi. Și se vede cam cine sunt, să spunem, spanioli și portughezi. Eu, oameni deosebiti pe culori. Să mai spunea că acești sălbatici, să spunem, în ghilimele, ar fi atacat ei și ne-ar fi colonizat ei pe noi, deci foarte multe lucruri negative, dar până la urmă starea negativă și adevărul este ăsta, că am încălcat anumite tratate, spaniolii cu portughezii, și mai ales portughezii, că ei au început mai dinainte colonizarea, să spunem, a unor zone din Africa. Și iată, asta este situația, le iese foarte rău la portughezi. Foarte, foarte rău.